Programul deștept. Mincu Bogdan, clasa 3D, Spectrum București. Am ales această temă deoarece un calculator este foarte folositor în rezolvarea problemelor de matematică. Îmi plac calculatoarele și mi-am propus să aflu cum să creez unul. Calculatorul l-am creat în C++, deoarece îmi doream să învăț acest limbaj. Am folosit pentru scrierea site-ului online. Scriere, site-ul online C++. În program am învățat despre variabile sin și cout, instrucțiuni de citire și de scriere. Programul folosește instrucțiunea cout pentru a cere utilizatorului să introducă cele două numere. Programul folosește instrucțiunea cin pentru a citi cele două variabile. Tot cu instrucțiunea cin, citim și operația pe care vrem să o calculăm, de exemplu plus pentru adunare. Folosim instrucțiunea if pentru a compara operația citită cu semnul potrivit. Dacă operația este plus, vom scrie cu cout rezultatul adunării, adică a plus b. La fel vom face pentru fiecare operație. Scădere, înmulțire, împărțire. Codul programului este mai jos. Se pot vedea instrucțiunile folosite pentru a crea programul. Observăm cele patru blocuri if. Rezultatul rulării programului este următorul. Se introduc numerele și operația, urmate de tasta Enter. Cu ajutorul programului putem calcula o infinitate de operații, adunări, scăderi, înmulțiri și împărțiri. Vă mulțumesc pentru atenția acordată!